Am ajuns într-un vina la Hărman. Nu pot să vă ascund că este locul meu preferat din țara Bursei. Și sper să vă conving de lucrul ăsta în următoarele minute. Sunt Aș dori să asta. Începem prin a arunca o privire pe această hartă pe care i-o datorăm lui Radu Oltean, foarte fiind cunoscător de istorie transilvaneană și foarte talentat ilustrator. Aceasta este harta fortificațiilor din țara Bârsei. V-am povestit cele de 13. Ah, 13. Okay. La 7 te-ai referit la Siebenbürgen, 7 fortificații urbane, 7 orașe. Aha, okay. Aici vorbim de 13 așezări în țara Bârsei, care au beneficiat toate de câte un sistem defensiv, tocmai pentru că țara Bârsei era în calea invadatorilor în general. Am venit de la Preșmer, pe care o puteți recunoaște aici pe hartă, și acum ne aflăm la Hărman. Și vă invit să descoperim câteva din poveștile comunității de saș de aici, din Hărman. De-abia așteptăm. O să intrăm într-o biserică. Suntem îmbrăcați bine, s-a lăsat un pic de răcoare. S-a lăsat un pic de răcoare. Okay, și aici, la Hărman, vorbim tot de contribuția fundamentală a cavalerilor teutoni, invitați de Andrei al II-lea, începând cu 1211 în țara Bârsei, cu scopul de a apăra zona aceasta de graniță a regatului maghiar împotriva incursiunilor cumane. După cavalerii teutoni, care vor construi până la un anumit punct această biserică, își vor aduce contribuția și cistercienii, așa cum au făcut-o și la Preșmer și la Biserica Sfântul Bartolomeu, avându-și abăția la Cârța, în județul Sibiu. Observăm că încă e populat. Din câte am înțeles, există o comunitate a bisericii de peste 100 de persoane care încă vin la slujbă duminica. Și vă propun să ne așezăm în aceste bănci care sunt așa curioase. Că n-au spătar. N-au nici spătar. Da? Avem privilegiul să ne așezăm în bănci care datează câteva sute de ani în urmă, secolul XVIII. Și faptul că nu au spătar ar avea câteva explicații. Spiritul pragmatic al sașilor întotdeauna așeza pragmatismul în fața oricăror altor explicații. În primul rând, acestea erau băncile destinate femeilor. Pentru că într-o biserică a sașilor nimeni nu se așează la voia întâmplării. Există reglementări și în sensul ăsta. Așa, deci cum aici stăteau femeile, bărbații... Aici stăteau femeile. Bărbații s-ar fi așezat pe lături, exact, acolo unde aveau loc să își agațe pălăriile, puteți să remarcați cuierul. Și acolo puștii. Copiii stăteau undeva în spate, sub scară. Okay. Iar cei tineri confirmați își luau locurile acolo sus în galeria de la etaj. Odată confirmați, lucruri despre care vom vorbi peste câteva minute, tinerii confirmați erau separați, fetele de băieți. Fetele își luau loc aici în băncile acestea, ca nu cumva să există vreo tentație de a te lăsa distras de alte, de alte lucruri și nu cumva să nu fii atent la slujbă. La slujbă. Exact. Confirmarea. De confirmare, da, confirmarea este cel mai important, unul dintre cele mai importante momente în viața unui luteran, fiindcă asta se întâmplă undeva la 14-15 ani și are dublu înțeles. Pe de o parte, este momentul care marchează ieșirea din copilărie și intrarea într-o nouă etapă a vieții, când tânărul devine membru al comunității cu tot ce înseamnă drepturi și obligații ce decurg de aici. Pe de altă parte, confirmarea înseamnă reafirmarea legământului pe care îl faci cu Hristos. Ai fost botezat atunci când ai fost bebeluș, fără însă să fii conștient de lucrul ăsta. Pentru tine au garantat nașii, dar la 14-15 ani ai suficientă maturitate și suficientă înțelepciune cât să reiei acest legământ cu Hristos. Confirmarea e foarte importantă. Se pregătește anterior ceremoniei cu un an înainte. Și tinerii de obicei studiau cu preotul local câteva lucruri pe care trebuiau să le aibă într-o bibliografie obligatorie. Aceasta ar fi fost Catehismul lui Luther, Noul Testament, Cartea de Psalmi și Cartea de Cântări. Iar în mod tradițional, deși astăzi lucrurile pot sta puțin altfel în anumite comunități, în mod tradițional, sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor, se organiza un examen public în care tinerii erau întrebați diverse lucruri din această bibliografie de către preot, iar ei trebuiau să răspundă în mod public.
a nu fi capabil să răspunzi la una din întrebările preotului ar fi aruncat o rușine atât de mare asupra familiei acelui tânăr, încât cel mai probabil familia ar fi preferat să plece din sat sau din localitate, în condițiile în care știm foarte bine, în trecut oamenii erau mult mai bine înrădăcinați în locurile natale și nu s-ar fi hotărât ca astăzi să se mute din loc în loc din orice motiv. A doua zi, după acest examen public, avea loc o ceremonie religioasă special organizată pentru ei, deci în Duminica Floriilor, în care tinerii, deja confirmați, urmau să participe la slujbă îmbrăcați nu ca niște copii, cum au făcut-o înainte, ci costumați în veșminte tradiționale, cusute cu mare trudă de mame, de fete, de surori în casă și ținute ca daruri de mari preț, ca lucruri foarte valoroase în cufere. Fetele ar fi primit o tocă de catifea neagră, care putea să fie de înălțimi variabile în Transilvania, așa de formă circulară și neacoperită, deci fără să aibă neapărat, fără să fie închise, ca o pălărie, să spunem. O să o vedem în curând în muzeul lor etnografic. Iar această pălărie, această borten se chema, de aici românii au și preluat cuvântul, termenul de boartă, această tocă ar fi reprezentat, simbolul castității. Și fetele confirmate urmau să le poarte, să poarte aceste bortene, de-a lungul perioadei până la căsătorie, ultima dată urmând să le poarte în ziua ceremoniei religioase de căsătorie. Da. Ele au o poveste foarte faină. Nu sunt acoperite în partea de sus, fiindcă odată confirmate, așa cum am spus, fetele își luau locurile în băncile acestea, iar băieții s-ar fi dus în galeria de la etaj. Pe interiorul bortonului, de jur împrejur, fetele și-ar fi lucrat acasă broderii sofisticate, care mai de care, mai elaborate, iar băieții, în timpul slujbei de sus, ar fi aruncat o privire în bortonul acestor fete pentru a vedea niște criterii, până la urmă, de însurătoare. Fata e foarte harnică, e îndemânatică, e răbdătoare, poate e și bogată, pentru că, uite, fir de aur, fir de argint, făcută broderia. Da. Îmi place bortenul ăsta, pentru că și felul de a-l purta pe cap are o simbolistică. E o tocă de catifea ce nu se susține cu nimic, nu este prinsă în ace de velitură. Mai mult de atât, partea din spate urma să fie decorată cu niște pangliși, pe care o să le vedem curând. Toată treaba, tot trucul în a-ți sta pe cap fără să-ți cadă, era în poziția corpului. O poziție bună, da. Exact, având în vedere că fetele erau deja tinere, se presupune că deja erau ușor rușinate de faptul că începeau să li se zărească sânii prin bluză. Ori în trecut, vreau să vă spun că cel puțin în comunitatea sașilor, pieptarele erau destul de strânse și de în ideea să aplatizeze forma sânilor. Așadar, bortenul acesta nu se poate purta nici dacă ești foarte semeață și stai așa mândră, dar nici foarte umilă, ci se poate purta dacă ai capul ușor aplecat, așa cum îi stă bine unei fete care deja se gândește la perspectiva căsătoriei, nu un pic de smerenie în fața lui Dumnezeu și în fața soțului, de ce nu, că până la urmă așa era învățătura biblică, și cu umerii drepți trași în spate. Și așa se poate purta fără să-ți cadă de pe cap, în ciuda faptului că nu este susținut cu niciun act de velitură. Băncile femeilor nu sunt concepute neapărat să le tortureze pe femei în timpul slujbei. Adică când au spătat. Exact. Okay. Deși se zicea în trecut că munca unei femei e atât de complicată și de grea încât în timpul slujbei, dacă stă prea confortabil așezată, rezemată de un spătar, ar putea să adoarmă. Nu acesta e motivul pentru care, principal pentru care nu există spătare, ci pentru că portul femeilor de duminică implica niște cămăși foarte bufante, așa, care se călcau cu mare greu cu mașină din acea, fier din acela de călcat cu cărbune. Da, complicat, da, nu ca astăzi când ai rezolvat repede tot procesul. Prin urmare, nu vrei să le șifonezi, ci vrei să le păstrezi cât mai multă vreme așa în starea în care sunt. Și mai mult de atât, mai există un motiv. Portul femeilor implica de asemenea niște panglici brodate manual în casă, cu trudă și cu destoinicie de fiecare femeie. Și de vreme ce te-ai chinuit atât de mult să le coși, să le brodezi, desigur nu vrei să le ascunzi în spatele unui spătar, ci dorești să fie văzute
ca semn că ești destoinică, ești îndemânatică, ești harnică, de ce nu? În ceea ce privește ordinea de așezare în bănci, strictă, de așa cum am spus, regula spunea că femeile vor sta aici în băncile de pe mijloc, fără spătar, iar pe măsură ce înaintezi în vârstă, vei înainta, te vei așeza mai aproape de altar și de amvon, dintr-o rațiune strict pragmatică, și anume nu mai ai auzul atât de fin, dar acesteia îi se poate adăuga și o rațiune spirituală. Cu cât înaintezi în vârstă, te pregătești de acel moment de care toată lumea se teme și, prin urmare, trebuie să te reconciliezi cu Mântuitorul. Da. Să nu uităm că alături de femeile care stăteau aici, bărbații care stăteau în stranele laterale, aveam și notabilitățile, personalitățile satului sau ale orașului, care se așezau în băncile acestea laterale mai confortabile cu spătar, iar cele două strane care se situează de o parte și de alta a altarului, de asemenea erau dedicate clericilor. Vorbim din nou de un altar vechi, de asemenea din secolul XVIII, și de un amvon care este din lemn și care datează de la sfârșitul secolului XVII, amvonul. Așa cum am zis, piesa principală, locul principal, nu locul central, de unde oamenii ascultă predica în timpul slujbei, în timpul serviciului divin, se chema. Astăzi ne minunăm, mergând în întreaga Transilvanie, și ne minunăm de aceste biserici fortificate ce rezistă în ciuda tuturor istoriilor complicate, tulburi prin care au trecut, și ne minunăm să mai regăsim în ele tot felul de obiecte pe care le-au făcut meșterii în trecut. Și cu atât mai mult ne minunăm, cu cât azi trăim într-o epocă, mi-aș permite să-i zic, made in China, cu lucruri mai superficial făcute și probabil destinate așa unui consumerism, exact. Un telefon pe care nu poți să-l folosești mai mult de 2-3 ani pentru că deja nu mai funcționează bine. Dar iată că avem obiecte și ziduri care rezistă de sute de ani și ne tot minunăm cum au reușit să o facă ei și oare noi de ce nu mai putem să o facem așa de bine astăzi. Cred că are totuși legătură cu felul în care se educau, se formau viitorii meșteri în breslele lor. Acest sistem de educație implica, în primul rând, niște condiții, impunea niște condiții. Se știe că erau niște sisteme destul de închise, prin urmare sașii nu ar fi acceptat să educe viitori meșteri decât dacă erau de aceeași națiune și religie cu ei, obligatoriu născuți într-o căsnicie legitimă, și de cele mai multe ori se cerea și o scrisoare de onorabilitate care să demonstreze că acea familie e o familie cinstită și că va face onoare breslei. Înainte de procesul de învățământ propriu, de educație propriu-zis, exista o perioadă de probă în care meșterul urma să verifice dacă acel viitor ucenic are sau nu are vreo abilitate, vreun talent pentru meșteșugul pe care urma să-l practice. Dacă se hotărea că este talentat, urma perioada de ucenicie. Educația viitorilor meșteri nu era gratuită. În general, erau perioade de ucenicie care putea să varieze în Transilvania între 3 și 4 ani. Uh-huh. Familia viitorului ucenic ar fi trebuit să plătească niște taxe către breaslă, iar timp de 3 sau 4 ani ucenicul s-ar fi mutat în casa meșterului, unde ar fi locuit gratuit, dar pe de altă parte, în această perioadă de ucenicie nu ar fi fost plătit. Okay. Nu ar fi primit un salariu. Lucru care îi convenea și meșterului, pentru că avea așa un slujitor care îl servea la de toate, servea cumva la mai multe scopuri în gospodăria și în atelierul său. Pe de altă parte, meșterul avea obligația să se asigure de cazare, masă, îmbrăcăminte și de educație. Iată, nevasta meșterului nu stătea chiar fără să aibă nicio ocupație, ci trebuia să aibă în grijă inclusiv aspectul acesta de educație a ucenicului. La sfârșitul perioadei de ucenicie se dădea un examen. După ce acest examen era trecut, familia ucenicului avea obligația de a oferi o masă membrilor breslei. Lucru care nu era chiar ieftin, fiindcă, în ciuda faptului că și meniul era reglementat, cheltuielile puteau să fie echivalente cu, să zicem, aproape o nuntă, o masă de nuntă. Da. Da. După această primă etapă de educație, urma etapa a doua de educație, în care acest ucenic se transforma în calfă, devenea calfă.
Etapa a doua ar fi urmat să dureze între 4 și 6 ani. Iar în interiorul acestui interval de 4 până la 6 ani, obligatoriu 2 ani, calfa ar fi avut obligația să se îndepărteze la cel puțin 50 de kilometri de familia sa, urmând să meargă, să învețe și să studieze un fel de work and travel astăzi, okay, în cele mai importante și faimoase centre de meșteșugărie pentru meșteșugul ce urma să fie învățat din Europa Centrală și de Vest. Era musai să ai în portofoliu cel puțin câteva luni la Viena, altfel era ca și când n-ai fi studiat deloc. Ca să mă înțelegeți foarte bine, calfa urma să-și pregătească o bocceluță, adică foarte puține lucruri personale, pe care și-ar fi atârnat-o de un băț pe umăr, avea și un fel de dress code, așa, avea un costum specific, ar fi primit o singură monedă și trebuia să se descurce în călătoria sa. Nu era doar o călătorie profesională, dacă vreți, era și un fel de călătorie de dezvoltare personală, de devenire, fiindcă învăța să devină mai responsabil. Atunci ești calfă, ce faci? Trebuie să mergi la Viena. E nevoie să călătorești? Te vei descurca. Nu ai suficient bani să călătorești până acolo. Mai mergi și pe jos, mai mergi și cu o trăsură, mai mergi și cu un poștalion. Va trebui probabil să prestezi diverse servicii ca să-ți asiguri transportul, cazare, masă. Odată ajuns în Viena, te prezinți la părintele calfelor și spui că ești din Transilvania, din orașul cutare, prezinți documentele de călătorie, așteptând să fii distribuit la un meșter din Viena. Te instalezi la meșter în casă, de data aceasta vei plăti cazare și masă, dar pe de altă parte vei primi un salariu. Și vei sta acolo atâta vreme cât meșterul va considera că e nevoie să stai pentru a învăța. În momentul în care meșterul spune, gata, eu cred că ai învățat tot ce se putea învăța de la mine, se semnează în documentele calfei că a studiat acolo și este liber cum ar veni de contract, da, urmând să meargă în alt centru de meșteșugărie, unde tot acest proces se reia. Totul depinde de cât crede meșterul că e nevoie să stai lângă el. Câteodată putea să fie o perioadă foarte scurtă, de câteva luni, alteori putea să fie o perioadă mai lungă. În orice caz, la sfârșitul acestei perioade de călfie, te vei întoarce în locurile natale, unde vei da un examen foarte greu, se cheamă examen de meșter. Okay. După ce îl vei trece, vei oferi încă o masă membrilor breslei. Tot așa bogată. Iar apoi, pentru a putea fi admis în breaslă ca membru cu drepturi depline, ai obligația de a te căsători. Care sunt opțiunile de căsătorie? Păi, în principiu, opțiunile de căsătorie implică păstrarea și chiar înmulțirea avutului acolo în breaslă. În urmare, poate chiar meșterul are o fată, dacă nu cumva pe cineva tot din breaslă, fata unui alt meșter, dar așa cum am povestit și mai devreme, dacă ești măcelar, te vei căsători cu fată de măcelar, dacă ești tâmplar, cu fată de tâmplar. Nu te duci în altă breaslă să strici echilibrul acolo, păstrezi totul la tine. Poate e chiar o văduvă și e nevoie să se recăsătorească și ea, cu atât mai mult cu cât în trecut, după ce trecea un an de văduvie, deja văduvele nu mai erau văzute cu ochi buni, pentru că, lipsite de autoritatea unui bărbat, cine știe ce lucruri reprobabile s-ar fi putut întâmpla în gospodăria unei văduve. Da. De altfel, exista și o regulă. Servitoarele care, în loc să meargă să lucreze în case onorabile, preferau să meargă la văduve, aveau de plătit așa niște taxe foarte mari, ca niște amenzi, de pildă. Și atât, acesta este procesul de formare a unui meșter și nu ne miră astăzi că lucrurile pe care le-au făcut de-a lungul timpului rezistă și sunt încă funcționale. Vedem și noi ziduri, vedem și noi obiecte de fierărie, nu povestesc de cositorarii transilvani, de aurarii și de argintarii și de pietrarii, de tâmplarii de aici, etc. Dar iată, între 4 și 8, cât am spus, între 4 și 10 ani învățai o meserie da, ca lumea, da. Exact. De fapt, erau 3 ani plus 4, între 7 și 10 ani învățai exclusiv un singur meșteșug. Da. Și atunci, desigur că totul era dus la nivel de profesionalism, artă. Da. Când veți merge la Biertan, o să vedeți, ca să dau un exemplu la întâmplare, veți vedea un sistem de închizătoare la ușa de la sacristie cu 19 puncte de închidere, care e o minune tehnologică și vine de la 1515. Wow, da.
56 de metri are turnul acesta, pare să că este cel mai mare, cel mai înalt din țara Bârsei. Din nou remarcăm cele patru turnulețe care decorează colțurile acoperișului și vă aduceți aminte de la Brașov, da? Dreptul spadei, Ius Gladii, și anume dreptul magistratului orașului de a aplica pedeapsa cu, cu moartea. Acum, aruncând o privire în istorie, din punere statistic, undeva la 10 ani era câte o invazie, care putea să dureze între 3 zile și o săptămână. Și aceste fortificații, așa cum am spus, nu erau dedicate a fi locuite de, în manieră permanentă sau continuă, ci doar ca refugiu. Exact. Uh-huh. De aceea aveau apă în jur, aveau un iaz în jur, aveau poduri mobile, aceeași poveste ca și la Prejme. Aici însă la Hărman are loc un eveniment nefericit la începutul secolului 17 și culmea nu vin turcii, ci vine armata lui Gabriel Bathory, un principe de tristă amintire pentru istoria Transilvaniei, fiindcă a făcut foarte mult rău și avea această meteahnă, nu iubea pe sași deloc. A zis că, că această comunitate a sașilor beneficia de mult prea multe privilegii și prin urmare încearcă să le limiteze. Cum? Asediindu-le fortificațiile, ocupându-le și impunându-și propria sa politică. Eforturile sale, desigur, la un moment dat îl vor conduce și aici, la Hărmân, unde o să asedieze cetatea Hărmânului timp de aproape o lună, ceea ce este mult, dacă mult, foarte mult. De o săptămână, oamenii două. Din cetate sunt pe cale să își termine după aproape o lună proviziile. Bun, se știe că sașii n-au fost niciodată foarte destoinici ca soldați în câmp deschis, așa cum am învățat noi la istorie și cum vedem în filme, nu? O armată într-o parte, altă armată în altă parte, într-un câmp deschis și se confruntă. E bine, sașii n-au fost foarte pricepuți la asta, în schimb ei compensau prin abilitățile acestea de a construi sisteme defensive și a-și organiza menținerea și apărarea comunităților cu ajutorul acestor sisteme defensive. Prin urmare, Gabriel Bathory sosește, asediază o lună, oamenii se tot gândesc ce să facem, să scăpăm de el cu viața. Bărbații s-au gândit la o manieră foarte ingenioasă, au luat capre și porci și vii le-au atârnat acolo sus să se vadă din exterior de turnurile acelea, ca să fie vizibile de către, să le vadă dușmanii și să creadă că e o abundență de mâncare în cetate. Iar femeile au folosit ultimele cantități de făină, așa, adunate de pe fundurile lăzilor de alimente, ca să facă ceva ca niște scovergi, așa, și le-au aruncat dincolo de ziduri. Pentru același mesaj. Okay. Ce crezi, a fost sau nu a fost eficient? Da. A fost eficient, da. Pentru că Gabriel Bathory se va retroage, dacă aș putea spune, cu coada între picioare, fără a reuși să intre cumva în această fortificație. Haideți să intrăm într-o încăpere foarte curioasă. Ia să vedem. Într-o sală de clasă. Te-ți pregătiți pentru școală? Da, asta facem. Nu că am dat vreun examen sau vreun test astăzi. Băncile sunt de atunci? Băncile sunt ceva mai recente. Okay. Ele trebuie să fie de la începutul secolului 20, dar prezența sălilor de școală, de clasă, în fortificațiile astea este incontestabil mult mai veche. Și acum vă întreb, dacă tocmai am spus că o invazie dura între 3 și 7 zile, putea să dureze și mai mult, o lună. E sfârșitul lumii dacă nu studiază elev o lună. Nu prea e, dar trebuie. Da, așa este. Pentru sași era sfârșitul lumii. Pentru că ei au înțeles să dea valoare educației la modul în care în aceste complexe defensive în care nu stăteau permanent, aveau clasă, aveau școală. Iar în caz de asediu, și o să vă surprindă ce vă spun. Se continuă educația. Exact. Uh-huh. Nu se întrerupeau studiile, nici măcar în caz de asediu. Iar învățătorul, contractat de un consiliu al satului, era singurul bărbat din comunitate care nu avea obligații militare. Da. Era cumva scutit de obligații militare. Evident, nici cei în vârstă sau care aveau probleme medicale grave, care i-ar fi împiedicat, nici cei. Dar era un foarte mare privilegiu. Deci vă închipuiți locul ăsta asediat de inamici. Bărbații apți de luptă ar fi intrat în interiorul zidului pe întreg coridorul defensiv și la gurile de tragere și ar fi făcut treaba în ideea de a apăra, deci ar fi aruncat cu săgeți, cu tunuri. Cu... Deci lupte. Exact. Și aici învățătura. Iar aici învățătorul, da, își continuă munca. E fabulos. Astăzi? Da, este. Știm și noi cum este astăzi. Dă un pic mai mult viscol, am închis școala că este frig.
Începând cu epoca reformei, v-am povestit la Iohannes Honterus că se reorganizează felul în care e gândit tot procesul de învățământ. Știți că el redactează primul regulament școlar din Transilvania. Da. E bine, începând cu reforma, deci începând cu prima parte a secolului al XVI-lea, se creează școli primare în toate satele. Interesant de știut, pentru că nivelul de analfabetism era aproape de zero. Nu era chiar zero, dar erau foarte puțini oameni care nu știau măcar să scrie și să citească. În orașe aveam și nivelul următor de educație. Gimnazium, era școala superioară, era un fel de liceu. Evident, până la a doua jumătate a secolului XVIII, noi nu am avut în Transilvania universitate. Prin urmare, până atunci, practica de a merge să studiezi în Europa centrală și de vest era foarte frecventă. De câte ori era câte un elev mai zelos, dar care nu și-ar fi permis să studieze, de pildă, la Brașov, la gimnaziu, la liceu, da? Sau în străinătate la universitate, sărea în ajutor comunitatea. De altfel, învățătorul satului era contractat de un consiliu al satului, pe care îl conducea preotul împreună cu câțiva sfetnici de-a lui. Și interesant este că profesorul, învățătorul, avea câteva privilegii, primea casă în sat, iar copiii toți, prin rotație, aveau obligația, familiile lor, aveau obligația de a le asigura pâine și lemne de foc. Dar, pe de altă parte, consiliul acesta al satului avea libertatea să-i spună profesorului: vă rog să ne iertați, nu corespundeți standardului nostru de educație, prin urmare, nu vă mai dorim aici. Și un lucru super, mie mi se pare foarte interesant, în instituțiile acestea, echivalentul liceului, în gimnaziile din Transilvania, exista o regulă. În ideea că învățământul era în limba latină, deci se învăța și greacă, dar în principiu asta a fost o limbă de cancelarie și limba culturii, nu limba latină, dar în ideea că unii dintre ei ar fi ajuns studenți la universități central și vest-europene, nu li se permitea elevilor de la gimnaziile transilvanene să folosească în timpul pauzei dialectul săsesc. Trebuiau să-și exerseze latina. Avem documentat, de pildă, la Sighișoara, la gimnaziul Iosef Haltrich din Deal, faptul că în pauze, dacă era cineva prins dintre elevi că vorbește altceva decât latină, îi se agăța de gât o tablă din aceea, un semn mare făcut din lemn, pe care scria Signum Latinatis, semn de latinitate, pe care l-ar fi purtat bietul copil până când următorul păcătos ar fi fost prins. Și suntem într-o cămăruță care încearcă să reconstituie cumva atmosfera unei atmosfera de viață cotidiană într-o căsuță săsească, nu neapărat într-o cetate de apărare, nu? Acolo, în acel colț, puteți să vedeți un curios pat săsesc. Tot dintr-o rațiune pragmatică l-au făcut. Ați remarcat, probabil, trecând prin satele săsești, arhitectura specifică lor, cu aceste case aliniate aproape perfect la un drum principal, case care sunt foarte înalte, au tavanul foarte sus, zidurile extraordinar de groase. În timpul iernii ar fi fost foarte greu să încălzești mai multe camere, prin urmare, în timpul iernii toată familia s-ar fi refugiat într-o singură cameră, iar jos, în sertarul acela, s-ar fi amenajat un loc pentru copii, iar sus s-ar fi amenajat patul pentru adulți. Nu de puține ori, poate cei care dormeau jos nu erau neapărat copii, poate erau un cuplu mai tânăr căsătorit. Dați seama ce interesant este, doar cu soacra deasupra și... Da. Și celebra pictură săsească cu motive florale din Transilvania, care a fost foarte cunoscută și în care au excelat cei care făceau mobilier. Pe pereți aveți o parte din textilele lucrate cu migală de femei în casă, în general cu texte moralizatoare sau nelipsitul Siebenbürgen süße Heimat, pentru că asta reprezenta pentru Saș 800 de ani, Transilvania așa era numită, dulce patrie. Prin urmare, în momentul în care au început să fie deportați de către ruși după al doilea război mondial la minele din Donbass, și când au început să fie vânduți bucată cu bucată, dacă pot spune așa, de către Nicolae Ceaușescu în urma acordului făcut cu Helmut Schmidt, cancelarul Republicii Federale Germane, și s-a stabilit un preț în funcție de nivelul de educație,
Iar pe urmă, când au început să plece masiv, nu pentru că n-aveau, nu pentru că au vrut neapărat, ci pur și simplu în efervescența situației de imediat de după Revoluție, s-au temut că poate granițele s-ar închide la loc, așa cum a fost multă vreme în timpul comunismului. De aceea au plecat, dar n-au plecat cu inima ușoară. Și-au lăsat aici, practic, rădăcinile. Pentru ei a fost o dramă, o mare dramă să se dezrădăcineze și să plece în niște locuri unde au fost văzuți ca niște ciudați, n-au fost văzuți ca niște oameni de ai locului. De aceea poartă cu ei Siebenbürgen, Süsseheim, adică foarte impresionant. Am fost prezentă săptămânile trecute când s-a resfințit Biserica Evanghelică din Bistrița la întâlnirea sașilor și nu de puține ori am văzut lăcrimând când ascultau muzică corală de la noi. Apropo, în biserica din Bistrița a fost un concert foarte impresionant pe care l-au ținut corul Bach al Bisericii Negre și cu organistul nostru cu care ne mândrim, Ștefan Slant. Cel cu care ne-am întâlnit acolo. Exact, exact. Și da, au fost momente foarte impresionante. Am stat de vorbă cu foarte mulți dintre ei. Vorbesc încă foarte bine limba română și își aduc aminte de locuri. Bine, cei pe care i-am întâlnit eu săptămânile trecute erau din județul Bistrița-Năsăud. Dar am ascultat atâtea povești de viață care m-au cutremurat. Cine știe, ar trebui să fim conștienți că trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să știm clar că fiecare etnie care a trăit în Transilvania, indiferent că au fost români, că au fost secui, că au fost sași, că au fost romi sau greci sau armeni sau bulgari sau evrei, fiecare a adus o contribuție în mozaicul ăsta cu care astăzi ne mândrim la toată lumea. Povesteam despre regulamentele de îmbrăcăminte ale sașilor care și-au făcut efectul câteva sute de ani și povesteam că în orașe, dar și la sate, era reglementat foarte strict felul în care fiecare clasă socială avea voie să fie îmbrăcată. Vă aduceți aminte, la nivel de detaliu, să nu existe echivoc, să nu existe loc de interpretare. Da. Ei bine, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, suntem deja într-o altă epocă. Pentru că au venit Habsburgii. Habsburgii austrieci au sosit în comunități de sași luterani și au încercat să impună un anumit lucru. De pildă, la oraș au zis așa: magistratul orașului trebuie musai să fie compus din jumătate luterani, iar cealaltă jumătate să fie catolici. Acum sașilor, au zis austriecii, știu că voi aveți autonomie juridică și administrativă și ați primit privilegiile astea încă de când v-a invitat Gheza al II-lea de la 1140. Dar voi să-mi spuneți acum cum o să procedăm. Aducem noi catolici de ai noștri sau vă convertiți o parte din voi la catolicism? Și sub felul ăsta au făcut așa o presiune. Desigur, unii au cedat la presiunea asta și s-au convertit la catolicism, iar odată convertiți din patricieni, mă refer, din cei care aveau miză mare. Da? Iar cei care s-au convertit la catolicism, desigur, nu vor mai purta hainele lor luterane, tradiționale, foarte conservatori în gândire, ci vor începe să fie îmbrăcați după moda vieneză. La sfârșit de secolul XVIII, sub această presiune a contrareformei, vor începe să-și piardă validitatea și valabilitatea regulamentele de îmbrăcăminte. Și după câteva sute de ani în care păturile medii și joase ale societății n-au avut voie să poarte catifea și brâuri sau cingători și podoabe agățate de gât, etc. Nu mai este interzis, femeile înstărite de la sate, din zonele rurale, dar atenție, nu numai să soace, și românce și unguroaice, și ceangăițele din satul lung, de la Săcele, au început să împrumute și ele. Uite, de exemplu, această cingătoare pe care în trecut doar o patriciană putea să o poarte. Mm-hmm. Dacă vă uitați în partea din spate, sunt bătute cu pietre prețioase și semiprețioase. Nu mai sunt interzise, putem să le purtăm și noi. Noi nu ne permitem să le facem din aur și din argint, o să le facem din alamă. Dar chiar și așa, o să dăm pe ele cât am dat pe un car cu boi. Și este interesant că în felul acesta vor migra elemente de îmbrăcăminte a patricienilor și vor influența vestimentația sașilor de la sate. Ca să aveți idee de nivelul de conservatorism, ele încă se păstrează. După sute de ani, cingătorile acestea încă fac parte din costumele tradiționale ale sașilor.
Ceea ce noi nu păstrăm în Țara Bârsei este paftaua aceea mare de inspirație orientală, bătută și ea cu pietre. Aceea nu se păstrează aici, se păstrează în schimb în zona Sighișoarei, a Sibiului, pentru că aici portul de femeie măritată e puțin diferit. Am vorbit despre Borten. Iată, acesta este Bortenul, acesta este toca de catifea, ce era în trecut simbolul castității. Și tot am vorbit de asta, mi s-a spus în urmă cu câțiva ani, de către o săsoaică plecată din, de aici, din comunitate, în Germania, că în anii 70, un preot din localitatea Hărman îi refuză unei domnișoare în timpul căsătoriei, în timpul ceremoniei religioase, dreptul de a-și purta bortenul pe cap. Preotul îi spune, eu nu pot să-ți refuz slujba asta, pentru că e obligația mea să o fac, dar tot satul știe că deja te-ai mutat cu soțul tău, ori acesta este simbolul castității. Dacă vreți, în termen de comparație, este ca și cum astăzi un preot i-ar refuza unei mirese dreptul de a purta rochea albă de mireasă în biserică, deși are deja un copil, da? Da. Pentru că nu mai e vorba de aspectul fecioriei. Că tot am vorbit de căsătorie, iată, acesta este un port de femeie căsătorită, cu acea căiță din tul pe cap și cu elementul, cum să-i spun, nici nu știu cum să-i spun, funda aceea din catifea brodată pe piept. Și pe perete puteți să vedeți și o parte din panglicile despre care am vorbit, cele care erau brodate și purtate în biserică duminică. Iată și câteva elemente de port bărbătesc. Aceasta, de pildă, este o haină care va inspira ulterior portul preoților. Și nu veți fi foarte surprinși, sper, să vedeți și astăzi preoți venind la duminică la slujbă în portul acesta. Interesant este că în fiecare an de ziua Rusaliilor, sașii din toată Transilvania se reunesc la Dinkelsbühl și sunt sutele de mii și au loc festivități acolo și fiecare vine cu mare mândrie și își poartă portul de unde a venit. Nu există două costume să fie la fel. Există elemente similare, dar cu siguranță va fi ceva deosebit. Ca o sugestie și pentru cei care ne privesc, dacă aveți vreodată ocazia să ajungeți la Sibiu, nu săriți peste Casa Tăici, în care veți regăsi Muzeul Bisericii Evanghelice de confesiune augustană din Transilvania și, între toate exponatele, e foarte interesant, o colecție de păpuși costumate cu foarte multe variațiuni de veșminte tradiționale ale sașilor din Transilvania. Nu sunt cuprinse toate zonele, dar o să aveți multe. Exact. Și vedeți că sunt foarte mari diferențe între ele. Epoca reformei va aduce schimbări fundamentale în ceea ce privește credința sașilor. Știm deja că asta este inițiată, întreaga reformă în Transilvania este răspândită cu eforturile lui Johannes Honterus și are loc pe o perioadă mai lungă, 70-80 de ani. Dați seama că nu s-a convertit toată comunitatea dintr-o dată la noua confesiune. Și atunci ce poți face într-un sat în care tante Helga și cu fetele ei refuză să se convertească pentru că încă nu e convinsă că asta e credința pe care vrea să o urmeze? Ce îi faci lui tante Helga? Eu știu că de-aia am ajuns aici. Cu siguranță n-ai să o izolezi, n-o să o scoți din sat și nici n-o să o omori cu pietre. În schimb, poți să-i lași o capelă, să aibă și ea un loc de rugăciune. Da. Și mai mult de atât, să permiți freșcei care a fost pictată înainte de epoca reformei să rămână acolo. Iar un semn de toleranță religioasă nu este singular în Transilvania, avem mai multe exemple. Dacă am vorbit de Biertan și cred că v-am și făcut curioși să mergeți să descoperiți și locul acela, și acolo veți găsi o capelă care are pictură din epoca de dinaintea reformei. Aruncați o privire în capelă și o să rămâneți uimiți, că fresca încă e ok. Astăzi este și foarte greu să găsești mijloace de restaurare și mijloace convenabile de restaurare și specialiști, experți în restaurare. Dar cu toate astea încă se păstrează foarte bine ciclul mântuirii reprezentat prin fresca din interior. Hai la interior să vedem cum arată.
Înainte de a urca în interiorul zidului și de a parcurge o bună parte din de jur împrejur a zidului, ne-am oprit aici ca să vedem o practică veche a sașilor, tot pragmatică, tot dictată de simțul acesta practic, în ideea că toată comunitatea, tot satul își depozita slănina afumată într-un turn de apărare. Erau, anticipau cumva atacurile și pericolele și atunci au zis să fie ceva sigur de mâncare. Uh-huh. În fiecare duminică după slujba religioasă, un membru al familiei venea în acest turn și își tăia câte o bucățică de slănină, cât credea el că e nevoie pentru săptămâna ce urma să vină. Acum, sigur, în trecut erau câteva sute de bucăți de slănină. Prin urmare, cum poți să fii sigur că nu vei tăia din slănina altuia? Da, păi chiar. Foarte sigur, foarte simplu. Fiecare familie are câte un sigiliu, așa ca o ștampilă, pe care o pune într-un vas cu o presară într-un, cu paprika și ștampilează exact locul în care a tăiat slănina. Și în felul ăsta toată lumea poate să știe că taie din slănina potrivită. Altfel, Sașa a mâncat foarte multă slănină. La un moment dat, un doctor care vine prin Brașov, pe la Adam Chenot se cheamă, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, ca să oprească o epidemie de ciumă ce izbucnise acolo, face niște considerații asupra felului în care se hrănesc românii șcheieni și sașii brașoveni și le reproșează că mănâncă slănina multă, chiar și râncezită, și ăsta e adevărul, fiindcă slănina cea nouă, proaspătă, nu se atingea, nu era începută până ce nu era primul, nu se auzea primul tunet, cumva primăvara. Același doctor le reproșează că fac abuz de condimente și vă aduceți aminte discuția de ce foloseau condimente ca să mascheze cumva mirosul neplăcut și poate și gustul neplăcut al mâncării alterate. În timp ce observă același medic că românii, de exemplu, au perioadele acelea de posturi în care mănâncă mult mai auster, dar cumva mai sănătos și îi face mai viguroși dacă sașii erau cumva predispuși unor activități, cel puțin cei de la oraș, Bresla și meșteșugarii, mai degrabă activități statice, sedentare, e bine, românii șcheieni aveau activități ce implica mai multă mișcare fizică și erau și mult mai robuști și fizic, dar și psihic. Acum vă invit să descoperiți zidul de apărare și să faceți un exercițiu de imaginație, cam cum ar fi arătat locul ăsta câte 100 de ani în urmă, când tătarii, cumanii, turcii, războinicii din războaiele curuților sau trupele lui Gabriel Bathory ar fi venit să o asedieze pe această cetate.